Ea mai dă coace, mai sunt. Eu de obicei aștept să simt pe pielea mea. Normal. Abia atunci o să iau... Ah, mersi frumos. Zi. Lore? Tata, am înțeles. Aia față de spate aici. Văzut, poate s-a greșit, poate... Am așteptat să văd eu pe pielea mea, adică să o văd eu pe ea că face ceva față de mine și abia atunci m-am îndepărtat. Oare te duci cu ăla de baie? Eu ascult spatul, înțeleg. Nu, ce Florin, ai ceva în cameră. De mine ai ceva și intervine și vreo... Hai să-i arăt pozele astea, nu? Uci. Florin, o mare parte din susținătoare au vrut ca tu să faci cuplu cu Liliana, pe care au descoperit-o doar după ce ai intrat tu. Până atunci era bălăcărită și făcută în toate felurile. Când au văzut că nu te faci pe plac și nu vrei cuplu cu Liliana, ele nu au fost de acord cu decizia ta și au ales să susțină mai mult pe ea. Susținătoarele tale abia așteaptă să ieși la o activitate exterioară, să-ți dea două palme, să te trezești la realitate. Realitatea lor. Eu sunt alături de omul Florin și de alegerile lui. Te pup, Carmen. Mulțumesc foarte frumos, Carmen, și mă bucur că ești alături de mine și de ceea ce eu aleg să fac. Îmi permis să-ți dau un sfat. Sper să nu te superi pe mine, dar mi-aș dori tare mult să continui această competiție pentru că ești un om puternic și în spatele tău afară se află o armată de oameni care te susțin. Dacă tu vei ieși din această competiție, pentru mine acest sezon a luat sfârșit. Mi-aș dori mult să lupți până la sfârșitul competiției și să faci ceea ce îți dictează inima. Vreau să menționez că nu sunt fosta susținătoare din urmă cu două sezoane. Nu am nicio legătură. Dragă Florin, știu că ești un om curat și asta se observă. Și m-am gândit să-ți trimit o pereche de pampuci tip japonez, care te vor ajuta să fie curat mereu pe jos, atâta timp cât îi ai în picioare. Da, mulțumesc foarte mult! Dragă Florin, o susținătoare din Japonia care te urmărește zi de zi împreună cu cei trei băieți ai ei, care te plac foarte mult și te văd ca pe un mare model în viață. Sunt mândră că fac parte și eu din multe grupuri de susținere pe care le ai afară și unde găsești mulți oameni minunați, inspirații lui Florin, marinarii lui Florin, Florin's Devils. Dragă Florin, nu cred că ai nevoie de cineva de care să-ți dea lecții și să-ți fie pe sfetnic. Se întâmplă să treci prin momente mai puțin frumoase, dar nu uita că ești unic și puternic și sunt mulți oameni alături de tine. Only Florin, the right man, Academia lui Florin. Sunt niște mesaje foarte frumoase. Îți mulțumesc foarte mult că mă susții de departe. Mă susțineți împreună cu copiii dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce îmi trimiteți, pentru gândurile frumoase. Sper că vă uitați acum și vedeți că apreciez absolut tot ceea ce... gândurile frumoase și tot ceea ce îmi trimiteți. Nu știu ce să spun legătură cu ceea ce am ales eu să fac. Știți că am ales să plec dintr-un anumit motiv. Nu am ales să plec că nu pot lupta sau asta. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că îmi trimiteți fotografii. Nu știu dacă știți, dar eu când eram mic îmi doream să ajung în Japonia. Să vizite Japonia. Kevin, 5 ani, la sărbare, la grădiniță, cel mai mult susținător japonez. Vă mulțumesc foarte frumos, aveți niște copii minunați.
Florin, 12 ani, susținătorul tău japonez. Văd și pe Florin, acest susținător japonez, bănuiesc că este băiatul dumneavoastră, un băiat foarte puternic, cu personalitate și cu atitudine. Și cred că este un jucător foarte bun de fotbal american sau baseball. Vă mulțumesc mult pentru fotografii, o să le păstrez. Nagasaki Camellia. Foarte frumos. Am primit papuci japonezi. De casă? Da. Și uite, susținători, o familie din Japonia. Yeah, și ăștia sunt copii. Și tu, Florin, îl cheamă și pe băie. Ce frumos e. Da. Kevin. Ce scrie număr 3-4-8? Nu știu. Este 3-4-8. Ce frumos sunt. Ia să-l duci. Asta poți să-l păstrezi, da? Pe asta le țin, dai seama. Ce mișto sunt, ăștia. Cât are, mă, tensiune? Am tensiune de anii. Ce-ai primit frumos? Ai ceva mai acolo? Ceva mare în bună mea? Da, acum, gata. Da. Două poze cu doi susținători din Japonia. Stai să spun și asta. Stai, mă, că nu sunt tenești, sunt papuci. Alexandre... Iau, ce zărăiesc. Și-o, pe cine ai bus? Tu? Mă, sper că ăștia nu sunt mai din memorie. Adică să mă... Mă, nu sunt. Papuși japonezi. Ce zimeche asta. Super, super. Ce mișto sunt. Dar cred că Japonia e frig acum. Asta de ce e așa? Ce? Nu știu. Frumoase, frumoase. Pantanul ăștia sunt chiar frumoși. Băi, mă, că vine vara. Ia uite ce mărime e. Asta cred că e micuț. Asta-ți vine ție. Cine e? Sus, copiii susținătoare mele din Japonia. Da? Ha, ce tare! Uite, sunt chiloți de Japonia și astea. Chiloți? De pant... Șosete. Șosete. Chiloți, auzi. Doamne, ferește. Uite, vezi? Lavinia! Da! Unde e Lavinia? Aici! Ia vină puțin! Ha? Ia vină puțin! Iată. Apa. Ce-i? Ce tare! Asta mai e. Asta la mine, la mâncă de grece. Uite pe plajă, cum ți-am să cam dormit. Da? Mamă, ce barbă frumoasă vei. Ce
și șmecher, mamă. Ce? Și-a fost scris. Ce barba mea, normal. Dar acum nu mai așa. Dar poți să-l las mai mare, dacă nu mi-a mai lăsat. Ați ce îți pare? Da. Este rău. Este la muncă. Am pus-o de-asta și am făcut poză. Nu știu poză. Deci, bă, nu-i la fel? Ce era mai deasă? Dar l-am mai lăsat-o eu mare. Niște albumul ăsta, așa, cum e. Aceleași poze. Asta e din Japonia, ai văzut? Ma, din Japan? Da. Bă, asta e frumos. E frumos, dar să ai grijă când îl bagi la mașină. Da, cine îl bagi la mașină? Când îl bagi la uscător. Ba, poți să-l bagi la 30 de grade. Da, la uscător, îl suci pe umereaș. Sunt frumoase, să le pot să mătesc. Așa îi am plac mult. Că... Da, și mie. Da. Nu, mă, Tana Kuroro și cât de la nu, frate. Nagasaki? De la Nagasaki. De acolo, de unde s-a... Uite, să nu știu. Uite și tu ce mări, ce fel au mărimile emul la japonez. Asta e el chiar. Ce? Sunt mai late. Să faci curat. Nu, aia sunt de eu pentru casă. A, da, direct din japonez. Ce frumos. Aveți poze și voi? Doar eu. Poți să le văd și eu? Da. Cu Eddie. I-am pus și poze. Te-ai la coadă. Trebuie de coadă tu de asta, fată urâtă care ești. Nu mă, sunt aceeași poze, doar cu mine. Ce e, 12 ani, susținătorul tău japonez. Florin, e mare aia de tine, Florin. Ia uite. Așa ți-a dat fotbal american. Da, Yankee. De la băie. Da, da. Ce frumos. New York. Ești o fată urâtă și grea. Vezi, Florin, dacă te machiezi așa cum ți-am zis, ce frumos ești la ochi? Cine se machiezi, mă? Florin, camarele de acolo sunt camar de te, mă. Eu de fel nu port ăștia. Ăștia îmi plac că scrie pe ei. Ne-i. Dar de ce să nu porți? Nu port eu, nu port eu genul ăștia. Da, ce frumos așează pe picior. Da. Dacă nu-ți plac, mie îmi plac, să știu. Te... Da, mă, dă-l lasă-i lui, mă, lasă că pleacă acum peste două săptămâni și nu-i lăsat nimic al bătrân. Nu. Lumea trimite în Japonia și... Da. Așa e. Ia, uite la el. Să știi, dar să știi că bluzele alea sunt cam mari. Cine pleacă, mă, cine pleacă? Ăștia sunt frumoși. Da-și, mă, de mine. Cine ați că nu pleacă? Ce aveți, mă, vădă? Chiar mi-a zis... După aia nu o să îi se facă dor de mine, știi ce mi-a zis susținătoarea, nu? Din Japonia. Dacă eu plec pentru ea, s-a încheiat sezonul. Și nu pleci, mă? Da, pentru că dacă te iubesc susținătorii, Florin, e normal. Că tu nu pleci, eu fac oare cu tine. Înțelegi, Florine? Deci e normal să spună treaba asta dacă pleci. Bă, dar vreau să ceva, parfum, oare primiți parfumul? Te susțin și te iubesc pe tine, e logic că dacă tu nu vrei să mai rămâi. Nu, scuze, eu mi-a lăsat așa frumos. Dar nu mai punem una în față Ioane, că mă dispec cu asta, să moară mama. Ai văzut ce poză urâtă am primit? Ce față avem? Eu am primit-o, n-ai primit. Aici, eu am față urâtă, tu ai față bună. Nu, eu am față urâtă. Ce fețe urâte au ăștia? Amândoi urâți. Eu tot pe Florina. Tot Florina, îi cheamă și pe el. Dar cine e brunețica? Are pe el? Aveți ce atitudine are pe el? Ia dă-te-o. Cum o să trimiți pozele în subtienul ăla? Dar ce? Auzi, te-a surprins? Deci câteva minute cât ai fost? Ai văzut pe ce pe fază-i porcul? Vezi fața-i? Porcul! Te pupăcim și grupul lui Sianto-s mulțumim. Dă-mă mie! Ce ai? Dă ce mă că nu-i a ta, dacă eu apar în ea, dă-mi mie și cu Marius, termină-te cu atitudinea asta, urât-o. Ei, Ioane, vreau și eu să am, că vă v-am dat, nu fi. Păi, dar uite mă, dacă uite, apar eu cu Marius, tu nu apar. Dar v-am dat poze! Ioane, v-am dat și bă, dar ce-mi transpiră picioarele astea? Încerc să descifrez, aici că scrie price 4.990. Ce-au ăștia? E în japonez, nu? E în japonez. Și cât e un yen? Da, băi, nu știu.
Cine nu mă interesează. Oricum. Nu, sunt eu curios. E valoarea sentimentală. Ce vă înțelege ea, mă, dacă e după câmp? Eu vorbesc de Japonia, vreau să văd, am o idee. Dar și tu a zis Liliana una dată. Da? Sigur. O poză cu Liliana? Aha, că i-a dat multe o spus. Da. Că ai singur. Singur? Singur, singur. Singur vreți? Singur, singur. Da-ți, pe care vreți. Pe care vreți? Da, să. Bă, Loredana, nu e un metru între tine și e de aici la Kizomba? E un metru! Pe care vrei? Uite cum da asta, un metru distanță, Kizomba! Să avem și noi amintirea așa. Dăm din albumul tău, că ăsta e albumul primit de la doamna. Da, dar nu este mai apropiat. Ăla cu mai multe fotografii. Du-te, liștinit! Păi, dar mai singur! Hai că ai poze singur! Haide, dă-i una, că nu ai poze singur. Haide... Doamna Ioana, verificați la valiera! Și cu Alexandra. Cine e asta? Vă le-a văzut când erai mic? Nu, Florin, am luat-o pe asta. Susținător din Japonia. Să avem și noi amintire de la voi. Și atitudinea are acolo? Cred că e mare jucător. Cine era? Un susținător, da. E frumos, așa aici. Mai am să iau de la Ionuț. Dar Ionuț nu are poze. Are acasă. Tu dai seama curățenie cine e Japonia acolo. Iarăși ți-a trimis poza asta. Să am amintire. Cu ei am intrat și cu ei vreau să ies acasă. Mie toți mi-a fost dragi. O să ne vedem, doamnă, până septembrie-octombrie. Vă caut și trec pe la dumneavoastră, că mă întorc din Grecia. Ești la mine cu toată dragostea. Păi da. Iau toată gașca, o iau și pe Lili, o iau și pe Alexandra, o iau și pe Lavinia. Unde mă și venim până la dumneavoastră. Unde mă am un grătar mare, îl scoți în bătătură și facem un grătar pe da. Iarbă. Poate nu mă iei. Fii atent aici. Te iau, te iau. Te iau. Lata-i. Marius, de ce la asta ia? Aia, uite. Lata-i. Și, da, e fratele lui. Natasha. Mamă, ce seamănă cum băieți sunt la mine. Era cu ea și la ta. Și mi-a dat și mie una, zice, paliu, așa ia-mă și pe mine. Liliana îi place de el când face. Doamna Mirela, doamna Mirela, să mângâi pe mână. Mulțumesc. Să rămână, doamnă. Pe ce faceți, plecați? Nu. Mâine plecați? Să ne ia fata. A, nu plecați. Nu știu, să vedem. Noi am intrat în camera de fata. Mai stați, doamnă. Eu nu pot să mai stau, că eu trebuie să mă operez, a sunat doctorul. A sunat doctorul și eu trebuie să mă duc neapărat, a zis.